Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Nu mai gândiți-vă la asta, să întinzi o sticlă din sticlă. Pare ceva ciudat, nu? Păi acum vă întrebați, e posibil asta? Să știți că da, e posibil. Desigur, nu o să le întind cu magie sau cu puterea minții. Ce urmează să vedeți este fizică. Adică obiectul vostru preferat la școală. Am sticluțe mici de Pepsi, le-am ales pe acestea pentru că au pereții mai groși. Astfel, probabilitatea ca sticla să se crape va fi mult mai mică. Poate știați sau nu, dar pisicilor le place foarte mult să bea cola. Dacă nu credeți, dați la pisicile voastre și o să vă convingeți. Voi înfierbânta sticla cu două lampe cu gaze. Fiecare lampă ajunge până la 1700 grade Celsius. Va fi o nimica toată ca să topesc sticla, deoarece ea între 650 și 850 grade Celsius începe să se înmoaie. Am uscat sticla în interior să nu fie niciun pic de lichid, altfel se va crăpa în timp ce o înfierbânt. Sticla ar putea să zboare pe pereți și pe fața mea, ceea ce nu ar fi tare plăcut. Voi întinde sticla cu ajutorul acestei sârme, pe care o voi lega de ea. Chiar dacă am mânuși de protecție, nu voi întinde sticla cu mâinile, că nu vreau să-mi scrieți iar prin comentarii ce ai pățit la unghii și de ce ai mâinile arse. Nu încep niciodată un experiment fără echipamentul de protecție. După 2 minute, sticla mea începe să se înmoaie. Dacă sticla originală are 20 cm, acum are 30, dar nu mă opresc aici. Voi încerca să o fac și mai lungă. Nu! Aici? No! Da, cred că mai bine o lăsam așa cum era. Cum credeți de ce s-a spart? Următoarea sticlă și mai rău, cât pe ce să dau foc la casă. Stai. Am să încerc să mai întind una. Poate acum reușesc să creez o formă care seamănă mai puțin cu picturile lui Pablo Picasso. Am obținut sticla perfectă, sau... Am să pun în ea lichidul și lipesc stickerul. Acum are un design mult mai bun. Poate vreo una din companiile mari îmi cumpără creația. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut acest episod. Ce ați vrea să mai întind? Scrie-mi despre asta în comentarii. Știți deja că cele mai trezinte comentarii vor apărea în episodul următor. Vă mulțumesc pentru vizionare, revin foarte curând. Vă salut!